Marius Budăi face declarații despre pensie și salarii. L-ascultăm. 6.000 lei și a doua în valoare de 670.000 lei. Prima a fost necesară pentru închiderea tuturor calculurilor cu valoarea pensiilor pe luna decembrie, iar a doua, după cum bine știți, în ședința trecută de guvern s-a majorat cuantumul plăților către Poșta Română cu comisioanele de plată a pensiilor la acasă, la oameni, și am avut nevoie de această sumă pentru acoperirea acelei majorări. Dacă aveți întrebări. Dar salariul minim a rămas un an sau cinci? Haideți să o luăm pe... Ovidiu, te rog la microfon ca să se audă foarte bine și întrebarea. Domnule ministru, de ce a renunțat Ministerul Muncii față de forma inițială la acordarea unei majorări pentru cei care au 15 ani vechime muncă, chiar dacă au studii medii? De ce nu mai beneficiază, începând cu data de 1 ianuarie, de această creștere de 2350 de lei? După cum bine știți, aceste măsuri se iau în discuții și cu patronatele și cu sindicatele. În comisia de ieri s-au aprobat și au căzut de comun acord patronatele cu sindicatele asupra acestei măsuri, iar de la 1 ianuarie vor beneficia, așa cum bine spuneți, 2080 de lei cei cu studii medii, iar cei cu studii superioare, ca să vin în completarea cei întrebate de colegul, doar cei care au un an vechime în studii superioare și după această an vor primi bani. Un an vechime și să lucreze în câmpul muncii în cadrul facultății? Exact, în vechimea studiilor. Vechimea studiilor. Patronatele ce v-au spus în momentul respectiv? Pentru ce ați ales să dați un pas înapoi? Pentru că nu am dat un pas înapoi. Atunci când iei o măsură, discuți cu ambele părți, discut și cu sindicatele și cu patronatele, iar patronatele au spus că există posibilitatea, mai ales patronatele cele din textile, ca această măsură pe termen scurt să le afecteze exercițiul financiar, și atunci am ajuns la această concluzie. Acum facem această majorare diferențiată care practic a fost prinsă și în programul de guvernare. Vorbeați de 600... În programul de guvernare a fost prins clar diferențierea între studii medii și studii superioare. Vorbeați de aceste modificări și în ceea ce privește bugetul asigurărilor sociale, mă refer la partea de pensii, acea hotărâre de guvern, 42,5 milioane pentru pensii. Din această sumă, cât vorbim de comisioane? Nu. Aceasta este strict plata strict pensiilor. Plata comisioanelor, am spus mai devreme, este vorba de 670.000 lei. Includ și comisioanele pentru Poșta Română și cele bancare, pentru că sunt și pensii care merg în momentul de față? Nu, sunt doar comisioanele pentru Poșta Română. Pentru Poșta Română. Bună ziua, domnule ministru! Vă rugăm să ne spuneți câți angajați din România vor beneficia de această creștere a salariului minim pe economie și, bineînțeles, dacă ne puteți da un total, din care să știm și care este numărul celor care au studii superioare și beneficiază de acel salariu minim diferențiat. Nu am în această dată cifrele în față și nu pot să fac aproximări. Atunci o să vă întreb dacă sunt datele din nota de fundamentare a proiectului corecte, unde se preciza că există un număr de 1.785.000 de persoane plătite la nivel de salariu minim pe economie, dintre care 350.000, din câte am înțeles, au studii superioare. Sunt corecte acele date din nota de fundamentare? Eu nu am aceste date, bănuiesc dacă au fost trecute acolo, sunt corecte. Eu nu am lucrat astăzi cu aceste cifre privitor la numărul de angajați, da, cu salariu minim pe economie. Era un estimativ pentru cei cu studii superioare. Mulțumesc! Da. Luiza Girada de la TVR, tot referitor la persoanele cu vechime și care ar fi trebuit să primească acest salariu de 2350 și vor primi 2080. A fost făcut un studiu de impact să vedem dacă ar fi primit acel salariu mult mai majorat, mult mai mărit, mult mai mare. Revenim la programul de guvernare. În programul de guvernare am promis clar că vom băga și am aprobat în ordonanță de urgență modificarea codului muncii și am spus foarte clar că vor fi date aceste trepte pentru cei cu studii medii și pentru cei cu studii superioare. Am încercat această abordare la solicitarea sindicatelor, am discutat, așa cum e normal și corect, cu ambele tabere, să le spunem așa, deci toți trei suntem în aceeași comisie, și s-a ajuns la această soluție pe care am aprobat-o astăzi în hotărârea de guvern. Ieri în CES, practic, nu a fost niciun vot împotrivă. Acolo unde sunt și sindicatele și patronatele. Sindicatele ce argumente au avut? Adică spuneați că s-a ajuns la acest acord între patronate și sindicate și că patronatele au avut argumentul că nu au bugete. Sindicatele ce argumente au avut? Și am înțeles că ar fi atunci o problemă de discriminare. O măsură,
Nu. Atunci când discuți o măsură și când faci o negociere și o discuție, unii cer, alții dau, unii mai lasă, alții negociază. Și s-a ajuns la concluzia aceasta, că mediul de afaceri a avut această solicitare, noi am avut această solicitare din partea sindicatelor, ne-am așezat cu toții la masă și am ajuns la o concluzie finală. Rămâne definitiv așa, adică nu e posibil ca pentru anul viitor sau în alt termen să fie deocamdată modificat? Aprobarea este cu data de intrare în vigoare de la 1 ianuarie, ce va fi după vom vedea. Mulțumesc. Okay. Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Realitatea TV. Aș vrea să vă rog să ne precizați de unde vor veni banii pentru pensii pe care i-ați solicitat în plus. În ultima ședință de guvern am prevăzut această situație, deoarece nu aveam gata situația calculurilor pentru luna decembrie și am solicitat guvernului atunci posibilitatea ca într-o ședință ulterioară de guvern, în măsura necesităților, să avem împuternicire și aprobare să putem din fondul de rezervă a guvernului să solicităm acești bani. E o situație normală pentru sfârșit de an, deoarece în dinamica activităților caselor județene de pensii, și aici vă spun că a fost lucrător într-o casă județeană de pensii, se schimbă foarte mult recalculările pensiilor, nu putem estima de la început exact câți oameni vor opta pentru pensie, pentru că sunt diferite tipuri de pensii, de la pensii de invaliditate, pensie de limită de vârstă sau în pensie anticipată, și atunci intervine acest reglaj în ultima lună. Au fost ani când au fost bani suplimentari și au fost dați înapoi la stat. În anul acesta ne-am mirit cu această sumă